Bună, dragii mei scorpioni, aceasta este setarea voastră pentru luna iulie. Să vedem la ce vă puteți aștepta în această perioadă, care sunt zilele importante pentru voi în această lună și care sunt zodiile și sunt în evidență așa în această perioadă pentru voi. Bun, hai să vedem ce avem aici. Ideea de protecție, să schimbi înapoi puterea, să tai acele legături care nu-ți mai sunt benefice, foarte important, protecție. Avem aici ideea să-ți creezi rai pe pământ și că se întâmplă. Se întâmplă foarte multe lucruri în jurul vostru, poate în această perioadă. Se întâmplă foarte multe schimbări, foarte multe transformări. De aceea ai nevoie și să-ți protejezi sufletul, să te protejezi pe tine, să-i protejezi pe cei din jurul tău. Și hai să vedem mai bine care este următorul mesaj. Ce spune această emoție care te deranjează, care îți creează așa un disconfort? Ce încearcă acest mesaj? Ce încearcă această emoție, această stare să-ți transmită? Da, e acolo un sentiment, ceva care te deranjează. E un disconfort. E poate chiar și o decepție, cine știe. Hai să vedem și următoarele cărți. Nu ești singură. Strămoșii tăi sunt alături de tine. Și ia o pauză. Încearcă să te eliberezi, să iei o pauză. Viața este o muncă continuă, este o muncă care necesită timp. Nu este ceva trecător, nu este un sezon, ceva la genul acesta. Deci e important să iei și o pauză. Ia pauze în această perioadă și încearcă să te conectezi cu natura, încearcă să-ți creezi un câmp de protecție, încearcă să te conectezi cu strămoșii tăi. E foarte important. Din nou, uite, avem aici și alte două persoane care stau în spatele acestei persoane. Probabil este totuși același personaj, aceeași fată, dar multiplicată. În schimb, seamănă foarte mult. Din nou, e ca și cum sunt niște umbre în spatele tău. Niște umbre în sensul de persoane care încearcă să te protejeze. Deci atenție foarte mult la ceea ce faceți în această perioadă. Probabil că dacă forțați ceva, că de aceea apare ideea de a lua o pauză. Dacă veți forța ceva, s-ar putea să nu funcționeze și veți primi semne, veți primi atenționări mai repede. Poate și acest clip este o atenționare pentru unii dintre voi, să luați o pauză. Dar hai să vedem mai bine niște cărți de tarot. Să mă uiți la cartea aceasta, avem carul, faetonul, rac, avem și luna, pești, ok, avem și un prinț de bâte și 10 de bâte, dar hai să vedem mai bine și le legăm după. Ok, 2 de cupe, simți că ceva nu este în regulă, eu din star simt chestia asta. Simți că ceva nu este în regulă cu această conexiune, parcă este totul prea frumos ca să fie adevărat. E ceva, o imagine perfectă cu 2 de cupe aici. 3 de bâte, dar o să-l citesc normal. Nu, o să-l iau invers. 3 de bâte. Ok, împăratul, berbec. Asul de bâte, din nou, l-am mai văzut și la început. 5 de bâte și steaua. Bun, vărsător. Foarte multe arcane majore am văzut la voi deja. Este o lună importantă, puternică și s-ar putea că începând cu sezonul leului, pentru că este și multă energie de foc aici când începe sezonul leului. Asta ar însemna pe 20 iulie, cam așa, 19, 20, 21 iulie, ca lucrurile să devină mult mai intense pentru voi. Iar asta ar avea sens, pentru că este totuși o zodie fixă, la fel ca și voi. Bun, hai să le luăm de la început. Cu 2 de cupe, 3 de bâte, e clar că acolo parcă nu mai aveți răbdare, parcă e, nu știu, prea, e o imagine aici cu o ploaie, cu o durere,
nu e ceva tocmai, să zicem, pozitiv, dar e ceva poate și chiar și trecător. Veți simți chiar și o nostalgie, nu știu, vă deranjează ceva, vă gândiți când mai vine ceva cu trei de bâte, când mai vine către voi acea persoană, când mai vine către voi acea oportunitate la care visați foarte mult, la care sperați foarte mult, e ceva care vă atrage foarte mult. Nu trebuie neapărat să fie emoțional, nu trebuie neapărat să fie de dragoste, da? Luați cum rezonează cu voi. Poate să fie vorba și despre ceva la care visați de foarte mult timp, vă atrage de foarte mult timp. E un ideal. Ați construit în mintea voastră un ideal și vă gândiți când apare idealul ăsta în viața voastră, când... Dar din ce văd eu aici, încă nu este momentul și s-ar putea ca nici nu fiți pe aceeași vibrație cu acest ideal pe care voi vi-l doriți acum. Asta este ceea ce simt eu, pentru că mai trebuie să faceți alte lucruri până acolo. Da? Versiunea asta care are acest ideal pe care voi l-aveți în minte, încă nu există versiunea asta voastră, încă trebuie să o frământați, să o înțelegeți. Iar în perioada asta ar fi mai bine să luați o pauză, pentru că unii dintre voi s-ar putea să fiți foarte munciți, unii dintre voi s-ar putea să fiți foarte obosiți, mai ales emoțional, și ar trebui să luați o pauză. Ar trebui foarte, foarte mult, așa simt eu, să vă conectați foarte mult cu cineva din familia voastră. Poate să fie în mod special un bărbat, poate să fie un tată, un bunic, cineva foarte autoritar, cineva care a avut foarte multă autoritate în familie, în familia voastră. Și care poate să fie cineva din zodia berbec, leu, în mod special, hai și vărsător și săgetător puțin, dar în mod special berbec și leu. Deci e foarte important să vă conectați cu această persoană și puteți să faceți asta prin meditație, prin rugăciune, nu trebuie să vă duceți nu știu unde. Da, nu e nevoie de nu știu cine. Este nevoie doar de voi să vă conectați cu acea persoană, cu acel om care nu mai este în forma fizică, dar noi suntem oricum conectați cu ei într-o formă sau alta, mai divină sau nu, și clar divină, dar în orice caz și având în vedere că avem ADN-ul lor în sânge și așa mai departe, deci suntem conectați cu ei într-o formă sau alta, cu cei care au trecut în neființă. Și asta este foarte important. Bineînțeles, puteți să mergeți la constelații de familie, pentru că acolo s-ar putea să înțelegeți și mai bine cu ajutorul unei persoane care cunoaște această tehnică, acum facilitator, să înțelegeți niște lucruri mult mai bine. Deci, clar, încercați să vă conectați, să comunicați prin meditație, prin rugăciune cu această persoană, în mod special cu acest bărbat. Cineva autoritar, cineva care are foarte multă putere, a avut foarte multă putere în familie. E foarte important, ia acolo un mesaj. Aveți nevoie, unii dintre voi aveți nevoie să știți că nu sunteți singuri, unii dintre voi aveți nevoie să știți că aveți suport, că aveți ajutor, că aveți protecție, veți simți nevoia de chestia asta, veți simți, unii dintre voi s-ar putea să nu fi simțit acest lucru din partea tatălui, nu v-ați simțit protejați, protejate, mai ales dacă sunteți femei, din partea tatălui n-a simțit această protecție din partea lui. De aceea apare ideea de pauză, ideea de a o lua mai ușor, ideea de a pune puțin stop și apare steaua, pentru că mai apar alte lucruri pe care trebuie să le rezolvați. Sunt tot așa apar una câte una, tot apare câte o chestie micuță pe undeva, ca la mașină. Bine, nu se compară, dar dacă la o mașină tot găsești ceva care trebuie reparat și din sezon în sezon și așa mai departe, da bară la un om, da bară la un suflet, la o ființă, în sensul acela. Deci, în această perioadă trebuie să vă gândiți mai mult la cum să vă reparați, ce să mai reparați, unde mai trebuie reparat, pentru că este aici o nevoie de reparație, așa în ghilimele, mai rândem puțin. Bun, cu steaua și cu 5 de băte, clar, deci mai sunt niște chichițe, mai sunt niște conflicte, mai sunt niște
contradicții. Mai apar niște lucruri pe aici, pe acolo. Și voi tânjiți după doi de cupe, voi tânjiți după imaginea perfectă, voi tânjiți după un ideal, dar nu e cazul aici. N-ar trebui să... Da, ar trebui să aveți seluri, sunt total de acord, să aveți obiective, să vă gândiți că meritați ceea ce vă doriți, dar trebuie să depuneți și munca, trebuie să faceți și efortul, trebuie să înțelegeți, pentru că dacă sunt codependențe, dacă e atașament, dacă e dorința de a lucra constant, de ce e dorința asta de a lucra constant? Da? La propriu, să te duci la muncă, să-ți dorești să mereu să ai treabă, să ai treabă, să faci ceva, să faci ceva. E clar că e o distragere de la ceva. E clar că încercați să vă distrageți și să vă înfundați în muncă. Hai să vedem și un mesaj de la Arhanghel, că este binevenit. 11. Ce frumos, Furiel! Ai atins o mare profunzime în sfera cunoașterii de sine și de acum înainte meriți să te bucuri de lumina înțelepciunii dumnezeiești. Deci e foarte important să atingi această sferă a cunoașterii. Și s-ar putea, și de fapt nu s-ar putea, sigur, această cunoaștere o să vină prin strămoși, prin strămoșii tăi. 24. Simțul stenic al umorului. Rafael, te ajut să manifesti simțul umorului, jucăușenia pură, voioșia, spontaneitatea, bucuria, optimismul și speranța divină. De aceea trebuie să iei și o pauză, pentru că trebuie să devii și așa, trebuie să fii și așa, numai, să nu mai fii atât de corsetat. Dorința asta să lucrezi foarte mult, rutina și așa mai departe. Mai aveți nevoie, unii dintre voi, evident, luați cum rezonează. Unii dintre voi mai aveți nevoie și să luați o pauză și pentru că trebuie să vă mai bucurați de viață, să înrâdeți, să vă jucați, efectiv, să vă jucați. Faceți un sport dacă simțiți. Eternul feminin, dar nu simt să mă uit la cartea aceasta. Simt să mă uit la cartea asta sau la cartea asta. Deci, în momentul spiritual, că a venit practic cu cartea aceasta, 38, Raziel, te ajut să discerni binele de rău, protejezi tradițiile spirituale autentice de agresiunea celor răi. Îți revelezi tainele exorcizării și alungării entităților demoniace, precum și misterul alchimizării și transformării profunde a aspectelor inferioare din ființă. Foarte interesant. Mie îmi place foarte mult prima propoziție, prima frază. Te ajut să discerni binele de rău. Deci e foarte important să știi ceea ce este bine și ceea ce este rău în această lună. Și apare pe doi de cupe. Foarte interesant. Cartea asta era Armonia Dumnezeiască, Echilibrul Lăuntric. Bun, și aici avem și un curaj exemplar, Ariel. Dăruiesc curaj, încredere în sine și o mare forță lăuntrică binefăcătoare, îți confer puterea de a învinge răul și de a elimina ignoranța din universul tău lăuntric și din afara sa, din afara ta. Deci e foarte importantă și, din nou, îți confer puterea de a învinge răul. Da. E o energie stagnantă aici, ce-i drept, care nu vă lasă să evoluați, să creșteți. Avem și Rafael, te ajută să-ți redobândești și apoi să-ți păstrezi armonia și echilibrul lăuntric, te inspir să-ți folosești în mod înțelept și chipzuit resursele interioare. Bun. Cazile importante, dragii mei. 11, 11 iulie, clar. Avem șasul de băte, deci clar, 1 ar fi un număr important, 11 iulie, 24 iulie, oricum de când începe sezonul leului, adică de pe căutați și voi, 19-20 iulie, cam așa. Deci de pe la sfârșitul lunii începe să devină mai interesantă perioada pentru voi, iar ca zodie am zis berbec, în mod special și vărsător, și mai avem... Am văzut și pești, am văzut și rac. Pești și rac, tot am zis de la început. S-ar putea să fie oameni apropiați vouă în această perioadă, să simțiți că o să comunicați mai mult cu cei din zodia rac și din zodia pești. Da? Prietenii voștri din zodii de apă. Bun. Și leu, clar. Leu.
Și cam atât. Iar ca zile, am zis, 11 iulie în mod special și de pe 20 iulie până la sfârșitul lunii în mod special și în acea perioadă. Cam atât am pentru voi, dragii mei. S-a stins și lumânarea aceasta, foarte interesant. Cam atât am pentru voi. Da, nevoia de pauză, de liniște. Vă doresc o lună frumoasă și noi ne revedem data viitoare, să nu uitați să râdeți.